Și acum urcăm sus la tine la cai? Urcăm sus la mine la cai. Asta e deal, ticule, nu glumă. Trebuie să tragă cai aici la dealul ăsta. Bă, dealul ăsta ai sui? Da, da. Trebuie să tragă cai la faiton aici. Oi, oi, oi. Dacă ne încărc faitonul cu 10 saci de porumb, de 50 de chile, a? Și dau pe aici sus, pe munte. Aici fără jeep nu poți urca. Oh, n-ai nicio șansă. Fără 4x4 și fără cai care trag aici n-ai nicio șansă. Frumoasă viața la munte. Un pic grea, dar un pic grea, da, ce să faci? Fii atent acolo, peisajul din de sus. Acolo sus trebuie să ajungem la cai. Acolo, unde? Acolo unde acolo se vede. Unde, da, da. Unde ai acolo un pic de luminiș? Da, da, un pic de luminiș. Acolo, acolo se află. Ia pe acum. Uite aici, uite aici România noastră și tot se stră, se chinuie să meargă în străinătate. În excursie. Aici excursia. A? Aici excursia, și aer curat. Aici ești cu prietenul nostru, cu Daniel. Cu Daniel. Daniele. Da. Place, așa e la munte, ha? Da, da. La munte, la agricultură, ce să facem, domnule? Aici ne-am născut, aici rămânem. Nu mereți nicării, ha? Nu, nu. O, ne place aici muntele. Cum sunt zăpezele pe aici? Sunt zăpezi. Mare? Este mare, mare. Câteodată plică zăpada. Trebuie să ne avigăm, desfacem aici drumul cu cai. Trebuie să meargă, domnule. Nu ne lăsăm. Zici că e apa de la domnul Nicușor? Aici la, e de la tine? Aici la mine a fost, da. Aici la tine? Da. Eu vreau să zic că o băgat-o neantrenată în concurs și a făcut, a făcut un timp foarte bun. Aici am antrenat-o. Și apa lui Nicușor și a lui domnul Mitru, ce o luat locul întâi. Aia ce o luat locul întâi de la tine, o fost? Da, de unde? Aici a fost antrenată. Aici pe dealurile astea? Sigur că da. Și apoi eu le dau, eu antrenez cai și apoi le dau la băieți, și apoi băieții nu. Ies la interval. Aha. Mai fac câte un pariu, a? Mai fac și ei nu spun de unde scoși cai, cine i-a crescut cai, cine i-a învățat. Asta ei nu mai spun, numai locurile, întâi, doi, trei. Aha. Își atribuie. Dar cum? Bă, uite de la Cipri am luat, mă, calul ăla ce trage bine, mă. Ce face, ce nu face, ce te mașa alege, parcă mă văd că mă aici, întorc. Aici ți-i cățelușa de... Cățelul, cățelul, da. De cât timp are? 10 luni. 10 luni. Caucazian? Caucazian, da. L-o foarte, foarte frumos. Știi? Acum ne pârnește sărat. Cipri, da. Zici că pe acolo vrei să urcăm noi acum? Da, da. Pe dâmba aia, așa mare. Da, da. Ai de capul meu. Am avut o iapă, a venit un băiat de la Reșel la mine, îi dau iapă. Și? Se pune la probă, hai că-ți urmă. Rău, taci în sus. Da, da, vedem dacă trage o cală, zice. Dar cum ne-am apă aici, să spun un buc, până aici așa nu putem. Ce o să? Până înapoi. Da, cred că da, vă mulțumim, da? Aici am învățat.
bagă, de-o lua locul 1 la Abrut. Așa. Pe pensiile astea alu domnul Nicușor de la Mecea. Domnul Pușa, Nicușor, unde e domnul Nicușor? Care deloc lua și el un locul 2. Dar trebuia să fii atent. Exact, acolo el nu a fost. Da, iapa nu a fost muncită și l-a pus iapa direct la... Aici, la domnul Vișa, să instruiesc cai de locul 1 pentru concursul de la Abrut. Următoarea iapă ce o să iau, o să iau de la domnul Vișa după ce o instruiește el bine aici, o să iau și eu locul. Să instruiesc de naivă, nu prea. Dar nu mai pot, nu mai apuc să iau de... Șmecheri ca domnul Mitru. Domnul Nicușor, te rog frumos să-mi iei aici rudele. Ăștia-s prietenii mei, așa le zic șmecheri. Cine? Cine? Domnul Mitru și cu domnul Nicușor. Care-i faza cu ei? Cu două aliepe la Zeamnă. Nu vă face... Da. Nu, că aici trebuie să aveți grijă de prețul vostru. Și cai frumoși, eu zic că... Păi eu vând numai la prieteni. Deci nu dai într-al tău, nu, nu dau. Dacă cai ceea ce trebuie, de ce să dai în altă parte? Că se vând aici, în zonă. Eu numai la prieteni vreau. Nicușor, acei, uite, acei pe așa, de-i pe jos. Acei. Bă, dacă ai o marfă bună, domnule, dai la un prieten. Nu ți-i groază te întâlnești cu ăla a doua zi. Că bă, bașă-l în mai tine, că mai tras în piept. Mai tras în piept, mai mințe că noi pun că nu tragem. Deci că pe aici în jos coborâm la tine la cai? Ce se vede sus? Nu un pic, ce pic. Ce se vede acolo sus? Vulcan. Deci, vulcanul se vede de pe cealaltă parte, așa? Ai cum ar fi? Foarte. Da. Foarte, foarte frumoasă zona aveți aici. Vezi, uite-te. Chestiile astea nu le pot cumpăra cu bani și voi mi le oferiți gratis. Da. Corect. Să aude, să aude. Merem pe jos. Merem pe jos. Dar nu, tot la vale, cu vorba asta, tot la vale. Aici e un pic de umiditate. Hai la tata, super! Super, domnul Creștine, super! Ne lăsa cu gura căscată, Cipri! Super. Ce să vă las, domnul? Ce se vede, domnule? Hai la tata! Uite, domnul Creștine, o iapă de comptoa, originală, și produsul de lângă ea de două luni. Foarte frumoase. Mai mult n-am ce să... Se vede. Ia pe în vârstă de 7 ani. Da, slabă. Da. Bă, uite, am mâncat mânzul ăsta pe ea, mă. Frumos mânzul, bă. Domnul Cristinel. Da. Mânzul-i nepot la Brunu. Dintr-un armăsar de pe Brunu-i. Alu Mitru. Deci mânzul-i nepot la Brunu. Aha. De pe armăsarul domnul Mitru. Și l-ați filmat atunci în Abrut cu iapa, cu Dana. Atunci cu... Prin Abrut, la căruță. Exact, și el a ținut un armăsar de pe Brunu și a ținut iapa asta cu el, uite ce-o dat. Mânz foarte frumos. Deci Brunu încă ține capul sus peste mulți armăsari. Uite, domnule, ce știu, un mânzuț de două luni să mai... Să mai punctăm un lucru. Brunu, ce la domnul Dorel, o fost la domnul Mitru și aici și-a pus amprenta foarte tare în zona noastră cu mânzii. Deci domnul Mitru a avut cal bun, a avut un armăsar de puțin din legalează în România pe drumul. Ăsta e adevărul, nu că... Eu am armăsar și ar putea să fiu invidios. Dar nu, adevărul care e. Mie mi-l place pe Brunu la maxim. Nu eram eu împătimit pe vremea aia când o lua domnul Dorel de armăsar și de cai, că nu pleca Brunu de aici din zonă. La mine pierea. A avut noroc. Exact, norocul lui domnul Dorel.
atunci îi scrivea mumaiete. Frumos, mă, Bruno, deci frumos, mie mi-e place, dar maxim, ce să... Și perechea ei, am și perechea ei. Unde e? E la, cu iapa lui domnul Nicușor, în cășorul. Aia, acum a sus la el? Da, da. Fii atent ce pulpane are prietenul ăsta. Asta e terorist, domnule. Da, asta mare, mare. Dar și cea mică. Și cel mic. Terorist. Hai să filmăm niște picioare, o poziție pe față să vadă domn Costel. Da. La mânz. Că lui place. Deci, e un mânz foarte, foarte corect. Eu așa-l văd. Mânz energie, domnule. Domnul Cipri, ce cot ai aici sus? Undeva la 800. 800 aici. Le plac la cai locul. Le place la cai locul ăsta. Da, le place. Au apă. Mă, e chiar frumos. Ce piept are. Uite, domnule. A, bă, știi care e chestia? Care? Că nepoții lui Bruno acum dau mai tare decât tata, decât moșul. Că nepoții seamănă pe poziție bunici. Eu ce să zic, nu-l lau eu pe mântul meu, ce să vorbim. Are după ce ieși. Nu? Ce tip are și ea. Ea pe originală contoar. Originală contoar, da. Pa asta a fost adusă de băieții domnului Loici de la Arad, cu încă o păreche de ei, care e la domnul Ciprian, dar e în altă livadă. Erau aduse atunci 6 exemplare, astea două ciocolatii și încă 4 tot contoa șarj. Dar bunii e, cu bunii de tot. Ce e mai terorist, rămân? Teroristul. Zici că mânzuțul are numai două luni? Două luni, da. Și doar cu lapte de la mama sa. Nu l-a hrănit cu nimic. S-a mâncat mama sa. Mama sa cu cât e un sac de ovăz pe zi. Aici nu se schimbă acolo la Cluj, la Bicu, la Bacău, să le umplem trucile. Uite ce mâncă apa și bine să ținem, uite ce mâncă, nu mai e nimic jos. Ui. Da, uite că a mâncat apa. Da, și uite ce bine să ținem. Da, pe să aibă pășunea lui Neacostel. Oi, ce pășune are Neacostel. Mai bine la noi, că zonă mai muntoase, mai răcoare la Cluj și mai cald acolo unde scai lui domn Costel. Și cu troca plină de ouă. Am văzut acolo un cocktail făcut de Neacostel. Ai, Doamne. Ha? Cred că e cel mai devotat în așa ceva a să îngriji de cai. E stresat dacă nu-s cai îngrijiți? Nu, îmi place de el cum se... Cum? Se implică. Eu am noroc cu fiul meu că... Uite, Cristinel, cum se adună fiunul ăla. Nu un pic, Daniel, dă-te așa ușor. Vezi cum se adună la val, paclet. Păpenții de alea. Păpenții de alea. Noi de aici, de-aia ținem ca aici, enorm de greu în zona noastră, pentru că noi trebuie să cumpărăm luță. Domnul Cristi, cu agricultura nu-i de joc aici. Aici n-ai ce te juca cu agricultura. Nu te duci o zi la agricultură, e problemă. Zicea acum domnul Nicușor că cum pierde el timpul pe aici. Bun, îți vezi, știi ce-i pe-aia. Domnul Nicu, ce-ați fi făcut astăzi dacă nu veneam aici? Astăzi, uite ce fac oamenii ei, am și eu fânul pe jos. Am fânul pe jos, trebuie adunat, făcut căpițe de alea. De amiază un pic, Cristinel, ne duceam oricum la o apă rece și ne uitam un pic pe YouTube să vedem ce am mai postat. Stă după cai, ne uitam. Stă după cai, așa că tot la cai suntem. Eu numai după cai umblă, domnul Cristi. Deci majoritatea timpului ne-l ocupăm tot cu cai. Așa. N-avem dacă mai pică și vă o apă de aia de Lugoj așa, știi tu, cu forme de alea crăpată, nu... Wow! Doi. S-a pus la răcoare, s-a trântit la pământ. Nu m-aș uita el să pe jos. Domnul Cipri, da. Ne-ați încântat sufletele cu două exemplare, pot să zic. Foarte, foarte frumoase. Și le țineți foarte, foarte frumos. Vă felicit! Dacă ni-s dragi... Domnul Vișa! Ce tot plac cu mânzul? Dacă ni-s dragi... Lucrurile pentru ea, le ținem! Ce tot plac cu mânzul?
S-o pun jos să se odihnească. Dar tu ce faci să o pus acolo după stuful ăla de ce e acolo? Mă stea. Are un pic de poziție mai de strada o lucru. Cerul lui Bruno! De pe rândul. Zici că pe panta aia urcăm în sus? Da, n-ai, da, așa, așa ajungem. Da, n-ai, nu m-au luat. N-am vreau să te văd, ce fi, cum? Apă, nu știu sigur dacă o să putem, dar așa. Să nu ne răsturnăm numai, eu mă țin bine de asta. Să te bine, domnul Cristian. Domnul Cristian, ești greu pe partea. Dar mănâncă unul. Vezi, asta înseamnă să ai o mașină bună. Asta și înseamnă... șoferul contează. Da. Pesa dintre scaun și vară. Unde este Dorin, mă? Care Dorin? Bă, ce mai în jos. Aici în față și nu este? Nu, nu. Uite, acum s-au băgat în grav, știi? A? S-au băgat acolo la umbră. A, zicea umbră, frumos, sau apă? Sigur, au cazare aici, domnul Cristian. Cazare, tot ce trebuie. Pensiune, pensiune, domnule. Tu mai ieși și pui un cucut. Da, nu-i deranjează nimeni aici. Cui las tu, cui las tu munții ăștia și pădurile astea așa frumoase? Aici, la liziera pădurii. Cum îi zice la locul ăsta? Un loc magic, așa-i? Acolo. Deci acolo e brădișorul. Este brădișorul, este vulcanul și este strâmba, să zice. Legendă. Zice că pe vremuri urieșii stăteau pe stâncile astea și își aruncau sâta de măcinat mălaiul care își făceau mămăliguța de la unul la altul, de pe o stâncă pe alea că spuse în linie. Erau vecini, deci, știi? În linie puse, erau știi? Vecini urieșii. Aha. Și zice că își aruncau sâta de cernut mămăliga de la unul la altul, de pe o stâncă pe alta și o împrumutau, de fapt. Legendă, foarte, legendă. Foarte, foarte, foarte frumos. Aici în stânga e brădișorul, în fața noastră undeva nu se vede după deal, e vulcanul. Vulcanul și mai acolo, în dreapta vulcanului, e strâmba, să zice, la munturile. Este în linie puse, frumos. Deci,
Da, dacă l-am văzut noi de la domnul Daniel din sus, din spate. A, se vede și da. Pancarta. Urmate de mulți ar veni la noi, în județul ăsta, și se poate vizite. Sus, deasupra, pe munte, sunt terenuri de un stadion de fotbal. Așa pe terenuri. Și cum am putea noi ajunge sus în pământ? Pe urmă, cu picurare. Dar cu mașină nu poți, cu ATV-ul nu poți. Da. Și prin spate e cărare de ATV-ul și de motocicletă. Foarte, foarte frumos. Și sunt terenuri foarte, foarte mari acum. Piatra de aici. Din piatra asta, o duc vărarii la noi, o bagă în vărăniță, o ard, nu știu exact, 12 ori să fac o ard, da? Se fac din ea var. Îl stâng și după aia văruiau bătrânii și părinții noștri, văruiau camerele și casele cu el. Daniel, zici că pe aici ai urcat tu sus, pe da, muntele ăsta? Da, exact acolo, să dai de între stânci, un loc mai accesibil. Cărare de picioare, dar mai este picioare, dar totuși trebuie să fii cât de fii. Fii sportiv. Așa, și alpinist. Păi nu mă pot fi cât de alpinist, pentru că nu e la